Ce mesaj aveți dumneavoastră pentru ceilalți părinți cu copii homosexuali, având în vedere că dumneavoastră ați fost alături de fiul dumneavoastră până aici? Sincer, e o întrebare destul de incomodă, pentru că nu mi-a plăcut niciodată să fiu sfătuitorul altor adulți. Pentru că personal am trecut printr-un proces de schimbare de schimbarea mentalității, a gândirii, de acceptarea realității. Ori nu pot să... Și n-a fost un proces simplu. N-a fost o explozie de fericire. Ei, sigur că acest proces, sigur, oamenii pot să-l parcurgă mai ușor sau mai greu sau deloc, în funcție de cât de mult își iubesc copiii. Și să-și asculte copiii, în primul rând. Pentru că asta este menirea noastră, până la urmă, a părinților, să ne iubim copiii până la capăt, indiferent de prostiarele sau de ce ne place nouă sau de ce a făcut la școală sau etc. etc. Deci aici sunt deja niște probleme extraordinar de delicate ale sufletului și al firii copiilor noștri. Și dacă nu ne aplecăm asupra acestor lucruri foarte serioase, nu e vorba că s-a spart un ceam sau că s-a produs o încăierare sau ceva. Este vorba de viața lor și de viitorul lor. Și trebuie neapărat să ne aplecăm serios asupra lor și să deschidem discuțiile și să trecem peste barierele noastre și absolut artificiale. Asta m-a ajutat pe mine la urmă să fac. Iubirea pentru fiul dumneavoastră. Iubirea pentru copil. Cum vedeți decizia de astăzi? Ei, decizia de astăzi, de la dorință, a ajuns practic să fie o directivă. Deci iată, atâtea state au permis căsătoria deja, deci nu mai era pentru noi neapărat, și nu este neapărat o victorie foarte spectaculară, este totuși o luptă încheiată, iată, într-o notă de genul acesta, când, eu lui Adrian îmi spun mereu, la un moment dat, când cunoșteam deja hotărârea, decizia, zice, cel puțin suntem familie la nivelul curții. Adică, da, am râs copios pentru că, da, să fim realiști. Este o decizie a curții, sigur, urmează alte etape, dar eu sunt sigur că se va ajunge la normalitate și în România. Vă dați, din punct de vedere politic, se pot lua aceste decizii foarte repede sau mai în timp îndelungat, dar trebuie să luate la un moment dat. Nu. Că, pentru că îmi puneam întrebarea următoare. Cazul băiatului meu a început acum 6 ani de la un moment care l-aș explicat el. Dar dacă mâine alt cuplu similar lor înaintează și ei acel document la secția 5 sau așa mai departe, ce se întâmplă? Ce răspuns îi dai? Deci deja dacă până acum a existat o scuză că noi nu avem în legislație asemenea lucruri, acum când ai și o directivă și în baza acestei directive alt cuplu similar lui, da, vine să ceară un ceva, ce răspuns îi dai? Nu că nu acceptă. Nu se mai poate. Deja există o bază juridică pe baza... N-ai creat-o. În cazul lui Adrian și a lui, așa, și fetelor, au creat o astfel de primită, s-a creat o legislație în acest sens, da? Da. Și atunci, da. Na, de acum eu zic că e relativ... Trebuie să se ia o decizie. Și parteneriatul este pe departe și consensual este într-un fel cam văzut și de clasă. Ce va fi?